Slăvit să fie Domnul! Vă rog să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, de la versetul 5 la versetul 10. Faptele Apostolilor, capitolul 16, de la versetul 5 la versetul 10. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi, fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au pogorât la Troa. Noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stă în picioare și a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iată ce plăcut și dulce este să locuiască frații împreună. Mă bucur din toată inima să fim împreună în seara aceasta. Oameni al lui Dumnezeu, din diferite locuri, de diferite vârste, oameni ai bisericii consacrați, leviți, care sunt ca trabantiști ăștia când se adună, nu le mai trebuie introducere, se apucă de cântat. Și asta mi-aduce aminte de momentele fericite când, în timpul evanghelizărilor de la Piatra Neamț, câteodată pe la 1-2 noapte îi trimitea la culcare ca să poată să slujească a doua zi. Mă bucur și de domne primari. Mă bucur că aici avem Șara Dan, avem și din Austria și din alte locuri și pe lângă toți ați primit și un moldovean. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aici e partea frumoasă, că Iisus Hristos ne adună împreună. Și am bucuria să vă salut cu toată dragostea în numele Domnului Iisus Hristos și din partea Bisericii Pentecostale Elim din Piatra Neamț, din partea fraților voștri de dincolo de munți și, nu în ultimul rând, din partea conducerii centrale a cultului creștin pentecostal din România. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Amin. Mă bucur să fim împreună pentru că văd prezența lui Dumnezeu în locul acesta și nu sunt cuvinte gratuite. Încă de când s-a citit primul cuvânt la rugăciune, am văzut că Dumnezeu începe să lucreze. Un fir roșu pe care Duhul lui Dumnezeu l-a dus în seara asta. Când a vorbit primul frate, mă gândeam, nu mai am nevoie de introducere la predică, că aproape și titlul predicii l-a pronunțat. Când au urmat cântările, când au urmat mărturisirea, mi-am dat seama că Duhul lui Dumnezeu are ceva de lucru cu fiecare dintre noi. M-am întrebat oare ce să predic la Dobric. Nevastă mea mi-a spus pe drum: mă, tu parcă ți-ai făcut abonament să vii la Dobric. Am predicat de mai multe ori, m-am gândit ce am predicat ultimile dăți. Seară de evangelizare într-o localitate în care, dacă nu greșesc, peste 80% sunt de-a noștri, oameni care cred în modul în care credem și noi. Mă bucur să îl salut și pe domnul primar. Vreau să vă spun că deja nu mai sunteți cel mai tânăr primar din România. Deja s-a mutat steagul înspre zona noastră, un frate de-a nostru, într-un orășel de lângă Suceava, este acum cel mai tânăr primar.
Vedeți dumneavoastră, îmbătrânim, trece viața pe lângă noi, nu-i nicio problemă că trece, important este să treacă într-un mod frumos, să rămână ceva în urmă frumos și de asta, în seara aceasta, am ales să vă vorbesc despre când Dumnezeu îți încurcă planurile. Fiecare dintre noi avem planuri. Fiecare dintre noi, în mintea noastră, ne-am conturat o anume viață. Se întâmplă câteodată că, într-un mod surprinzător, Dumnezeu ne încurcă planurile. Și pe mine m-a încurcat de multe ori. Dar vreau să vă spun un lucru. Când Dumnezeu îți încurcă planurile și când înțelegi mesajul lui Dumnezeu, în urmă rămâne o binecuvântare. Apostolul Pavel spunea romanilor, în capitolul 8, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Viața și moartea lucrează împreună. Belșugul și sărăcia lucrează împreună. Ridicarea și coborârea lucrează împreună. Noi nu avem un test grilă. Nu avem o cheie a succesului grilă, ci în toate lucrurile, când ni se pare nouă că Dumnezeu trebuie să ne scuture întreg universul nostru, dar auzim vocea lui Dumnezeu, în urmă rămâne o binecuvântare. Săptămâna trecută am fost în Cernăuți, la conferința slujitorilor. Am povestit cu frații păstori de acolo. Pe lângă toate necazurile pe care le aduce războiul, pe lângă toate lucrurile murdare, pe lângă toate lucrurile regretabile, în acel foc, în acea nenorocire, Dumnezeu a avut și un plan. Știți care a fost planul lui Dumnezeu? Dumnezeu a chemat pe mulți oameni la mântuire. S-au înființat biserici, zone unde nu putea pătrunde cuvântul, astăzi a pătruns Evanghelia. Și sunt momente când Dumnezeu ne încurcă planurile noastre, ca de fapt în dreptul nostru să scrie planurile Lui. Acum ne întoarcem la lucrarea de evangelizare. L-am întrebat pe fratele și mi-a spus că sunt câțiva prieteni. Dar nu putem să ne adresăm doar lor, ne adresăm și lor, dar ne adresăm și bisericii. De ce? Și în lucrarea aceasta s-ar putea la un moment dat Dumnezeu să ne încurce planurile. Frați și surori, eu am crezut în mintea mea când eram de 25-30 de ani, că chemarea mea în planul lui Dumnezeu este să fac bani și să fac evangelizare. Numai că Dumnezeu la un moment dat a pus stop și nu când eram în declin, ci atunci când eram în ascensiune și a spus stop, drumul tău este altul. N-a fost ușor, pentru că firea asta pământească tare îi place așa, numai la bine. Și Dumnezeu, la un moment dat, prin mai multe lucrări, nu voi face uz de ele în seara aceasta, m-a dus la vârsta de 30 de ani, m-am văzut singurul prezbiter din județ, un județ unde erau 200 de penticostali, 4 bisericuți mici, dintre care a noastră era cea mai mare de 70 de membri. După o săptămână o trebuie să începem construcția bisericii,
să mai fac și școala la fără frecvență. Mai o chema Domnul acasă și pe fratele slujitor care a fost înaintea mea după ce rânduise tot. Eram toți într-o minte, niște copii, niște tineri, dar Dumnezeu a vegheat asupra planurilor noastre. Și când m-am văzut păstor, am spus, Doamne, nu-i locul meu aici. De ce m-ai legat? De ce m-ai băgat în cușcă? A trecut timpul și am înțeles că Dumnezeu a încurcat planurile mele, că avea un plan al Lui. De multe ori, frați și surori, dacă Dumnezeu ne-ar descoperi planul Lui, când Duhul Sfânt vorbea în urmă cu 30 de ani, vă spun cu toată sinceritatea și cu toată smerenia, măi, mi se părea științifico-fantastic. Dar când Dumnezeu vorbește, ce vorbește și împlinește, pentru că e Dumnezeu. Dar câteodată noi ca oameni avem această reacțiune de a ne împotrivi planului lui Dumnezeu. Că întâi Dumnezeu trebuie să ne culce pe noi la pământ, trebuie să ne zdrobească pe noi, trebuie să ne ajute să renunțăm la planurile noastre, ca apoi, pas cu pas, să putem să înțelegem planul lui Dumnezeu. Că în planurile noastre sunt scrise îngroșat. Nu mai avem ochi și nu mai avem urechi ca să auzim vocea lui Dumnezeu. Dar se întâmplă că astăzi, într-o lume a informației, într-o lume în care goarnele sună din toate părțile, noi ca și copii al lui Dumnezeu, într-o lume încurcată, suntem chemați să ne învățăm, să auzim vocea lui Dumnezeu. Amin. Și să avem atâta lepădare de sine în noi, încât să putem să spunem, cum spunea omul lui Dumnezeu care a compus o cântare extraordinară, toate planurile mele, Doamne, vreau să cadă și planul Tău să se vadă în viața mea. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Vedeți dumneavoastră, și Pavel a avut planurile lui. A învățat, a urcat pe scara socială, avea o perspectivă deosebită, era printre cei mai erudiți învățători ai timpului, făcuse practică la picioarele lui Gamaliel, avea cu ce să se laude, avea ce să prezinte și a trebuit întâi ca Dumnezeu să-i spulbere toate planurile lui. Și când pe drumul Damascului mergea ca să ducă în lanțuri pe rătăciția aia, se întâlnește față în față cu cel care coordonează lumea, față în față cu cel care poruncește valorilor, față în față cu cel care poruncește vânturilor, cu cel care poruncește cancerului, cu cel care poruncește demonilor, față în față cu Iisus Hristos. Și îl vedem pe omul acesta, ca Dumnezeu să-l ridice, ca Dumnezeu să-l folosească. A trebuit pentru început să-l trântească cu fața la pământ, să rămână orb, să aibă nevoie de ajutor, să uite de toate pretențiile lui și să fie condus unde un om simplu să înceapă să se roage pentru el, să-i dea la o parte perdeaua și astfel Saul a ajuns Pavel, om folosit de Dumnezeu, om care a ajuns în casa împăraților, om care a știut să trăiască și în belșug, a știut să trăiască și în sărăcie, om care a știut și să lucreze cu mâinile lui, a știut și să se dedice cu totul predicării Evangheliei, un om care m-a inspirat mult. E mare lucru să reușești să spui, Doamne, toate planurile mele să cadă
și planul tău să se facă cu privire la viața mea. Și vedem pe Pavel la un moment dat și pe tărâmul ăsta spiritual. Frați și surori, insist în seara aceasta spre o anume latură a evangelizării. Vedeți dumneavoastră, avem noi stereotipurile noastre, avem noi planurile noastre, avem noi programele noastre, câteodată mai avem și punctele noastre de predică. Și vine Domnul și mai face câteodată așa, de ne mai încurcă planurile. Dar tare-i frumos, la urmă, că la început, tare greu de culcat Adam ăsta. Îmi amintesc că eram odată o vinere seara, musafiri din toate părțile, era o seară de rugăciune și în birou mă întrebau, cum e programul? Eu n-am ce face și spun, auzi, dacă îl punem noi prea bine pe hârtie, pe puncte, s-ar putea să nu mai aibă Duhul Domnului unde să ne poarte. N-am știut că spun pentru mine. Și a fost o seară așa binecuvântată de Domnul, numai că vine Duhul Sfânt înainte de predică și îmi spune, du-te și fă chemarea. Eu m-am uitat cam la cine era în sală și am spus, Doamne, dacă chiar ai vrut să mă faci de minune, nu puteai să mai faci când eram numai cu amii, acum de față cu atât? Și vine Domnul a doua oară. Și mă duc și fac chemarea, vin vreo 17 în față, plângem, ne rugăm Domnului, după care îl pun pe fratele Avram Bergeanu din Portland să țină predica. Ce credeți că o predicat? Primii pași pe calea pocăinței. Și am spus, frate Avram, așa-i, ți-ai schimbat predica datorită la ce am făcut eu? O zic că nu, asta am avut-o de acasă. Frate și surori, aici este frumusețea. Când Dumnezeu ne încurcă planurile noastre ca să își facă planurile Lui. Mă cheamă odată la o nuntă într-un sat. Mă duc, îl știam numai pe tata Mirelui. Ajung acolo, nu știam aproape nimic despre tineri. M-am dus, mă plec pe genunchi, ca un pocăit așa liniștit, și vine Duhul Domnului și îmi spune predică de Maria și Marta. Mă ridic aproape speriat, eram cu un coleg și spun, mă, Domnul îmi zice să predic din Maria și Marta, dar ce pot să predic la nuntă din Maria și Marta? Mi-am structurat eu câteva gânduri acolo și am pus fratele Miresei să cânte o cântare înainte de predică. Începe cu mărturie și știți ce spune? Că astăzi avem o mare împlinire. Noi suntem 7 copii orfani, fără mamă și fără tată. Și cea care astăzi este mireasă ne-a crescut pe toți. Am prăbușit, o curs predica. Am vorbit despre Iisus, care s-a simțit bine în Betania, în casa celor 3 orfani. Știu că la un moment dat m-am întors către Mire și am spus, nu știu ce a fost în capul tău când ai cerut mâna la fata asta, dar îți dai seama cu cine ți-ai pus în cârd. Dumnezeu este tatăl orfanului și a văduvei. Dacă nu te porți bine cu ea, ai de face direct cu Dumnezeu. Săracul intrase cu totul în scaun. Frați și surori, îi frumos să ne antrenăm, să auzim vocea lui Dumnezeu. E frumos la un moment dat să ne lăsăm biruiți de puterea lui Dumnezeu, că noi suntem tari și mari, știm de toate. Dar când Dumnezeu începe prelucrarea prima dată, atât de greu ne vine. Mă duc cu gândul la Pavel. Păi mă duc să fac misiune. Mă duc în Frigia, în Galatia, vine Duhul Sfânt, îmi spune nu. Mă duc apoi spre Bitinia, nici acolo nu mă lasă, Doamne. Păi, oare nu cumva, oare chiar Tu vorbești? Păi Duhul Sfânt mă trimite în misiunea, nu mă oprește. Numai că Dumnezeu a trebuit ca să-i blocheze planurile lui Pavel pentru că avea un alt plan. Frați și surori, aș vrea în seara asta Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze. Odată în plus, accentuez faptul că și în lucrarea de evangelizare este timpul ca Duhul Sfânt să ne vorbească într-un mod direct. Și culmea nu îi spune, auzi, Pavel,
Tu ești un om erudit. Tu ai multă școală. Tu trebuie să fie măcar de la 500 în sus ca să poți predica. Noaptea Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia sta în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte. Treci prin Macedonia și ajută-ne. Îndată, spune cuvântul Domnului, am înțeles că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Frați și surori, ăsta este mesajul lui Dumnezeu pentru noi în seara asta. Întrebarea pe care mi-o pune Domnul mie, întrebarea pe care ți-o pune Domnul ție în seara aceasta, este: pui preț pe un singur om ca pentru mie? Pui preț pe o mie de oameni ca pe unul singur? Vedeți dumneavoastră, i-a dat Domnul o lecție lui Pavel și trebuie să ne dea lecții și nouă, că de multe ori în iureșul nostru, în alergarea noastră, în activitatea noastră, nu mai auzim vocea lui Dumnezeu. Și s-ar putea ca Dumnezeu să ne vorbească pentru un singur om. S-ar putea ca Dumnezeu să ne vorbească pentru un singur om. Mă duc cu gândul la un cuvânt al Domnului, care spune în felul următor, Isaia 50, vorbește în mod profetic despre Domnul Iisus. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să învioresc cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață, El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Domnul mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi. Să ascult cum ascultă niște ucenici. Eram un tânăr care începusem și eu să lucrez, eram la Dacia Service și dimineața, la prima oră, ne duceam cu toții, stăteam într-un birou și venea șeful și ne dădea la fiecare lucrarea. Și știai numărul la mașină la care trebuie să te duci, lucrarea care o ai de făcut și te apucai de treabă. Asta înseamnă să fii ucenic. Oare mai avem noi timp? Oare mai avem noi sensibilitatea ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească? Iubită biserică, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să fie peste noi și peste viața noastră și să înțelegem că și în lucrarea aceasta Dumnezeu vrea ca noi să-L ascultăm. Cuvântul Domnului Romani în capitolul 8 ne spune nouă tuturor, căci fii al lui Dumnezeu sunt cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Prea mulți penticostali au rămas la amintirea botezului cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt Dumnezeu face noi câteva mari lucrări. Lucrează la convertirea noastră, la nașterea din nou. Lucrează în procesul pocăinței. Vine momentul deosebit când Domnul ne botează cu Duhul Sfânt. Dar din păcate sunt oameni care se opresc aici și spun: eu am pașaportul. Cuvântul Domnului spune altceva. Ce voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Dar merge mai departe. Duhul Sfânt Dumnezeu mai lucrează și la călăuzirea noastră, mai lucrează și la rodirea noastră. Vreți să vă spun un lucru? Predica mea o veți uita. Dar aici sunteți mulți oameni
care mergeți în colectivele voastre, mergeți pe strada voastră, mergeți între vecinii voștri, mergeți la școală, la universitate și prin caracterele voastre voi predicați Evanghelia. Trăim astăzi când peste tot, în toate domeniile de activitate, n-au devenit banii o problemă, n-au devenit proprietățile o problemă. Știți care e problema? Omul. Peste tot se caută oameni. Peste tot se caută modele. În politică se caută oameni. În administrație se caută oameni. La firme se caută oameni. În biserică se caută oameni. Și în mijlocul societății, biserica este chemată să dea oameni cu caracter. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vedeți, dumneavoastră, stimați tineri, că noi am început să umblăm pe calea pocăinței. Mergeam în fiecare seară la rugăciune. Știți ce grup de tineri aveam? Eu eram cel mai mic. Restul erau la plus 60, cum sunt eu acum. Și mergeam și ne bucuram. Cântam cu toți câte o cântare, două, trei, făceam câte o rugăciune, două, trei, mai mâncam o gogoașă pe care o făcea o soră la care ne duceam și plecam acasă. Eram un tânăr, mă temeam de câini și fluieram. La un moment dat în sat s-a spus, mă, este unul care tot fluieră, dar eu fluieram de frică. Dar mergeam la rugăciune în fiecare seară. Așa au ajuns Evanghelia până la noi. Bătrânii aia nu erau predicatori extraordinari. Slujbele alea nu erau slujbe atât de bine puse la punct ca în zilele noastre. Dar știți ce conta? Oamenii aia se temeau de Dumnezeu. Când un bătrân de ala deschidea gura, ceilalți își puneau mâna la gură. Nu datorită limbajului, ci datorită respectului pe care îl impunea trăirea, calitatea de om. Aș vrea să ne rugăm din toată inima ca Domnul să binecuvânte toate bisericile noastre, să înțelegem că mai mult decât cuvintele noastre vorbesc faptele noastre, vorbesc caracterele noastre și e nevoie ca Duhul Sfânt să-și ducă lucrarea până la capăt. A fost un moment când ucenicii au simțit că slăbesc din punct de vedere spiritual, presiunile erau din ce în ce mai mare și în Fapte 4 îi vedem că se duc înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, uită-te la amenințările lor și dă putere robilor tăi să vestească cu îndrăzneală cuvântul tău. S-a clătinat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vestească cuvântul cu îndrăzneală, slăvit să fie Domnul. Și haideți să vedem rezultatul când un om se lasă călăuzit de Duhul Sfânt, când un om ia aminte la cuvintele lui Dumnezeu. Frați și surori, fac o mică paranteză. În ultima vreme, Duhul Sfânt a strigat în multe locuri și prin multe vase de lucru să ne rugăm pentru țară. N-o trecut primejdia. Eram la congres la Vicov în 2018, când Duhul Sfânt a strigat. Erau 700 de oameni acolo, nu era într-un colț în Africa și nu poate fi verificat. Duhul Sfânt a strigat, rugați-vă că și la granițele țării s-aude zângănit de arme. Rugați-vă că acest tăvăluc să nu treacă la voi. Ne-am rugat cât ne-am rugat. Fratele Gabi Leș, care într-un timp a fost ministru apărării, era prezent în sală și m-a sunat și mi-a spus, frate Liviu, spune la frați să nu ia ușor ceea ce Duhul Sfânt a vorbit. Și am început din nou să ne rugăm. Mă bucur să văd tineri aici care laudă pe Domnul. Și vreau să-i văd aici, nu să-i văd pe front. Dar a venit Duhul Sfânt și a spus, rugați-vă, mijlociți.
Și de asta vedem cu toată dragostea, este doar o paranteză, să nu luăm ușor când Duhul Sfânt vorbește în biserică. Și vedem că aici Pavel a înțeles vedenia. Îndată a înțeles că mare nevoie a macedonienilor este să le vestească cuvântul. Și când un om lasă ca planurile lui să fie stricate sau să fie înlocuite cu planul lui Dumnezeu, vedem o minune. Rezultatul ascultării lui Pavel, știți ce a fost? A fost o cetate, cetatea Filipi, care a ajuns o bază de misiune în lucrarea lui Pavel. Poate veți spune, frați și surori, și nu la voia întâmplării, vorbesc la Dobric în modul acesta. Ați dat oameni care sunt slujitori pe tot pământul, dar misiunea voastră nu s-a încheiat aici. Și Duhul Sfânt, de fapt în seara asta, vrea să vă provoace și să vă facă să înțelegeți că lucrarea voastră nu s-a terminat. S-ar putea ca Dumnezeu să închidă anumite uși ca să le deschidă pe altele, dar să nu uităm un lucru, Dumnezeu este în control. Și îl vedem pe Pavel, îndată înțelege nevoia și trimiterea. Și se duce în prima cetate, în Filipi. Te duci într-o cetate, Domnul te cheamă să faci evangelizare. Nu la Dobric, unde sunt o grămadă de pocăiți. Mi-aduc aminte că a fost odată o conjunctură când cineva spunea de la televiziune, auzi, așa ajung oamenii să vă cunoască. Și atunci a spus, domnule, cu tot respectul, la 10% populația județului Suceava, nu trebuie oamenii să mă cunoască de la televizor, eu mă cunosc din relația interumană. Acolo ne cunosc oamenii, dragii mei, prin ceea ce suntem, prin ceea ce îi exprimăm, nu prin cuvintele noastre, ci prin trăirea noastră. Că Domnul Iisus a fost pe pământ, a spus, eu sunt lumina lumii. Dar apoi a trimis ucenicii și le-a spus, voi sunteți lumina lumii. Înțelegem noi marea responsabilitate pe care o avem. Și de fiecare dată îl vedem pe Pavel că Dumnezeu deschide ușa în urma unui fapt. Culmea, în cetatea asta, Dumnezeu încă o dată confirmă trimiterea pe care a făcut-o ucenicilor. Și în cetatea Filipi, Dumnezeu își face lucrarea prin trei oameni. Alege o afaceristă, pe nume Lidia. Câți dintre voi ați începe să faceți evangelizarea cu un afacerist, nu? O trecut vremea aia, când multă vreme în mintea noastră a fost că statul face comerț și privatul face bișniță. Și am rămas încăsetați așa și de multe ori unui afacerist îi punem și noi liniuțele. Culmea, Pavel îi trimis de Domnul și începe lucrarea cu afaceristă. Apoi mai găsește și o ghicitoare. Ai culmea, o afaceristă, o ghicitoare și șeful unei pușcării. Oameni buni, nu vi se pare că Dumnezeu lucrează dincolo de izvodirile minții noastre? Nu vi se pare că Duhul Sfânt vine să dărâme gardurile pe care mintea noastră și planurile noastre le-au făcut? Dar știți când vorbește Dumnezeu? Și în primul caz, și în al doilea caz, și în al treilea caz, Pavel a început un lucru. Spune cuvântul Domnului în felul următor, versetul 13. În ziua sabatului am ieșit pe poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Unde credeam că se află un loc de rugăciune. Versetul 16. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Iar rugăciune. A treia, versetul 25. Pe la miezul nopții,
Pavel și Sila se rugau și cântări de laudă lui Dumnezeu. Și cei închiși îi ascultau. Vedeți dumneavoastră cum începe? Am toată prețuirea pentru leviți. Și atât de mult îmi place când nu încep să predic așa pe uscat. Când vine Duhul Sfânt, cercetează biserica în cântare, nu-ți mai trebuie introducere la predică, ci treci direct la subiect. Pentru că inimile sunt pregătite. Dar să nu uităm un lucru. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci avem de luptat împotriva duhurilor întunericului care lucrează în fiii neascultării. Am făcut naveta 8 ani la Suceava. Treceam printr-un orășel din județul Neamț, unde nu era picior de pentecostal. Atâta presiune simțeam când treceam prin orașul respectiv. De multe ori plângeam, mă rugam. De fiecare dată simțeam un cuțit care parcă se învârtea în inimă. Când Dumnezeu a rupt stăvilarul, la ora actuală, în orașul Târgu Neamț, avem două biserici de romi, surori, nu că s-au despărțit, direct am înființat cu ajutorul Domnului două biserici de romi, o biserică de români, un centru social și un centru de misiune. De ce? Pentru că au fost oameni care s-au rugat. Frați și surori, fără rugăciune, biserica este în declin. Și toți cei care cred că pot să înlocuiască rugăciunea cu ceva, se înșeală amarnic. Noi avem nevoie de cuvânt, avem nevoie de Evanghelie, avem nevoie de Duhul Sfânt și avem nevoie de rugăciune. Știți de ce? Mi-a plăcut tare mult cum fratele Costică Macoviciuc motiva la un moment dat nevoia reumplerii noastre cu Duhul Sfânt și spunea el la o anume întâlnire: poți să ai un telefon de ultimă generație cu toate funcțiile pe el, te face orice, e computer. Și uiți să-l mai pui în priză. Merge o săptămână și te alegi cu o mobilă frumoasă, nefuncțională. Așa este creștinul care uită de rugăciune și uită că are nevoie să fie umplut cu Duhul Sfânt. Și în lucrarea de evangelizare. Poate nu mai merge să facem evangelizări pe stadioane cu mii de oameni. Poate a sosit timpul când Dumnezeu mă trimite și te trimite ca pe un ucenic. Du-te și spune la omul respectiv. Dar ăla nu știe? Dar știe. Dar s-ar putea să te aștepte ca și vecin de ani de zile să te duci să-i spui. Și te trimite Domnul când este la pământ. Și pui un umăr să plângă pe umărul tău. Și vezi că o viață întreagă a fost împotriva Evangheliei, împotriva pocăițelor. Și când te duci acolo, îmi amintesc de un om de la noi, care la o întâlnire a spus: am intrat pentru prima dată în biserică, dar am văzut pe oamenii ăștia din față care cântă. Când eram în momentele cele mai negre ale vieții, când mi-a murit soția, oamenii ăștia, grupul ăsta de patroni, o venit la mine acasă, mi-o cânta câteva cântări și am putut să fiu mângâiat. Oameni buni, nu puneți voi garduri, nu băgați și scoateți voi oamenii în iad sau în împărăția lui Dumnezeu. Spunea cuvântul Domnului: vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri pentru toți oamenii. Și pentru cel din palat, și pentru cel din bordei, și pentru omul cu multe facultăți, și pentru ăla care e analfabet și nu știe să citească, și pentru români, și pentru țigani. De ce să punem noi bariere? De ce să spunem noi numai ăla sau numai ăla? În seara asta Dumnezeu ne arată că El trece dincolo de izvodirile minții noastre. Vorbește unei femei de afaceri, Lidia. Femeia asta, spre deosebire de celelalte,
Asculta culoare aminte. Și când asculți, ești și gata să împlinești. E una să auzi și este alta să asculți. Femeia asta era o femeie temătoare de Dumnezeu. Dar Dumnezeu a vrut să-i vorbească și ei, că nu-i totul să fim temători de Dumnezeu. Ascultam o mărturie astăzi, venim pe mașină încoace. Sunt mulți oameni cu teamă de Dumnezeu. Sunt mulți oameni care fac ce n-am face noi, care ne-am obișnuit cu Dumnezeu și că Dumnezeu trebuie să ne facă și Dumnezeu trebuie să ne dea. Sunt oameni care atât au priceput, ei nu trebuie condamnați, ci noi trebuie să-i mulțumim Dumnezeului nostru că fără niciun merit am fost aleși de Dumnezeu și chemați. Ne salutăm cu Hristos, a înviat, și răspundem cu adevărat, a înviat. Știți că și acesta este un har din partea lui Dumnezeu. Puteam să fim într-o țară musulmană, dar Dumnezeu ne-a așezat în mijlocul unui popor în care încă mai este teamă de Dumnezeu. Într-o formă sau alta, conservați lucrul acesta și nu lăsați ca toate influențele străine să ne dărâme acest crez. Femeia asta era temătoare de Dumnezeu, dar trebuia mai mult. Și apoi spune cuvântul Domnului că Dumnezeu i-a deschis inima ca să ia aminte. Unul seamănă, altul udă, dar Dumnezeu din cer face să crească. Slăvit să fie Domnul! De asta nici cel care seamănă, nici cel care udă nu trebuie să se bată cu pumnul în piept. Pentru că Dumnezeu este suveran și vreau ca fiecare dintre noi să arătăm în seara asta către El, căci Lui se cuvine toată slava, toată gloria, toată mărirea și noi suntem aici datorită Lui și datorită îndurării Lui. Fac o paranteză. Nu-i faci lui Dumnezeu favor când vii la casa lui Dumnezeu cum cred unii, ci Dumnezeu te onorează să te primească în prezența Lui. Și de asta, frați și surori, trebuie ca Duhul lui Dumnezeu să mai umble un pic la mintiuca noastră și să ne mai schimbe un pic modul nostru câteodată, iertați-mi îndrăzneala, arogant de a privi lucrurile. N-am fost cu nimic mai bun decât cei care au rămas în cârciumă. Dumnezeu ne-a chemat, Dumnezeu ne-a scos de acolo, din groapă, de aceea merită ca să-L lăudăm și să-L glorificăm. Vezi câte unul care abia deschide gura, laudă pe Domnul, nici el nu crede, dar păi să mai creadă altul. Dumnezeu ne vrea ori vii, ori morți, ori reci, ori înclocot. N-are nevoie Dumnezeu de oameni căldicei. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne facă vii, să ne facă vii în cântare, să ne facă vii în rugăciune, să ne facă vii în predicare și să ne facă vii în trăire, ca să putem să fim o mireasmă de la viață spre viață prin puterea lui Dumnezeu care lucrează în noi. Slăvit să fie numele Domnului. Și femeia asta nu a rămas la botez. Atât de mult îmi place ultimul cuvânt care spune așa: după ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a selit să intrăm. Ce lucru frumos! Se întâlnește Iisus Hristos față în față cu Zacheu. Și nu-i spune: auzi, Zacheu, duminică avem slujbă la biserică, nu vrei să vii? Domnul îi spune lui Zacheu: Zacheie, dă-te jos de grab. Astăzi trebuie să rămân în casa ta. Astăzi trebuie să rămân în casa ta. Atât de mult îmi place un obicei a evreilor. Ei au un timp pe săptămână când se întâlnește toată familia și au și un scaun, stau cu toții la masă, părinții cu copiii, și la masa lor este un scaun gol. Și spun: scaunul ăsta este pentru Domnul. El stă cu noi la masă. Frați și surori, avem un astfel de scaun? Dacă cu ochii ăștia am vedea pe Domnul că e cu noi la masă, cu noi în casă, oricare ar fi atitudinea noastră?
Așa că am pune Biblia pe masă deschisă, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Așa că am face o rugăciune mai mult sau am citit un cuvânt mai mult, să nu uitați. Bucuria Domnului nu este să trăim din sărbători în sărbători, ci bucuria Domnului este ca El să intre și să rămână în casa noastră. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ajungem la a doua persoană, cu vrăjitoare. Doamne, chiar și ăștia. Da, chiar și ăștia. Ce-mi place un lucru, vedeți, femeia asta spune așa: roba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele Lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Fac o paranteză. Nu credeți că celor fără prihană leșa de bine cântarea de laudă? Nu credeți că și oamenii lumii au învățat cântările și cuvintele Domnului? Nu credeți că înaintea cerului mai mult face cântarea unui om pocăit care trăiește o viață frumoasă decât cântarea perfectă a unor oameni care astăzi cântă și apoi își aprind țigara și fac alte lucruri murdare? Am spune noi, predicat Evanghelia. Iată că și femeia asta predica Evanghelia și Pavel s-a necăjit. A poruncit ca acel om, ca acea femeie să fie eliberată. Avem atâția oameni între noi care vin cu dependențe, legați de droguri, legați de băutură, legați de pornografie, legați de toate lucrurile murdare ale lumii. Ba unii vin plângând. Mi s-a întâmplat să vină oameni să spună: domnule pastor, nu vreau să fiu așa, rugați-vă ca Domnul să mă elibereze. Categoria asta de oameni este nevoie să fie tratată altfel. Prin autoritatea și prin puterea lui Dumnezeu, Pavel a poruncit acelor duhuri și femeia a fost eliberată. Căci oamenii în jurul nostru n-au nevoie de rugăciunile noastre, n-au nevoie de autoritatea noastră și de asta, frați pentecostali, îi nevoie să ne reumplem cu Duhul Sfânt. Îi nevoie să reînnoim altarele rugăciunii în viața noastră personală, în casa noastră și în biserică. Nu locuiți rugăciunea cu nimic. Având în vedere timpurile pe care le parcurgem, având în vedere presiunile care sunt, având în vedere întunericul care e din zi în zi mai gros, Dumnezeu ne cheamă să vedem, să vegem în vederea rugăciunii. Și culmea, totul până la bani. Când o văzut stăpânii robii că s-a dus nădejdea câștigului, deodată încep să facă zarvă, grevă, ca să fim și noi în ton cu moda. Și îl vedem pe Pavel și pe Sila în pușcărie, cu picioarele în butuci, bătuți bine, bătuți joc de ei. Și culmea, oamenii ăștia nu s-au lecuit. Oamenii ăștia se rugau și cântau cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Cei care erau închiși îi ascultau. Și atunci când eu, când voi, vă faceți partea, Dumnezeu lucrează. Știți de ce o trebuie ca ei să o încaseze? Știți de ce o trebuie ca ei să ajungă în pușcărie? Acolo avea un om, șeful pușcăriei. Omul ăsta, bănuiesc,
prin natura meseriei, că era un om aspru, era un om cu autoritate. Nu cred că i-o primit așa, vai să rămân, hai să vă dau o cafea. Și a spus, ia bate bine, du-i acolo în celula din capăt. Și când pocăiți să-și facă treaba, Domnul coboară în mijlocul laudelor. Și spune cuvântul Domnului, deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ. Așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au deslegat legăturile fiecăruia. Când Dumnezeu ne schimbă planurile, e nevoie câteodată, frați și surori, pentru cei care sunt mai tari la cerbice, pentru cei care sunt plini de ei, ca Dumnezeu să poată să le vorbească, e nevoie să-i zdrobească mai întâi. Și auziți-mă bine. Ați auzit o mărturie în seara asta? Sunt atâtea mărturii. Mi-aduc aminte de una din ele. A venit un tânăr, un grup de tineri de la Marghita, la noi să laude pe Domnul. Și la un moment dat, unul cânta de jos. Și parcă la un moment dat, când am văzut că toată biserica îi în picioare, abia atunci m-am uitat mai atent și era într-un căruț cu rotile. Când a cântat și a depus mărturia și a spus, eram un tânăr care am crezut că sunt tare și mare. La vârsta de 18 ani a spus părinților, de acum nu mai sunt copil, viața e mâinile mele. Am lăsat biserica, am lăsat familia, m-am dus, am făcut sport de performanță, credeam că nu e nimeni ca mine. Dar la un moment dat, dacă nu greșesc la not, a sărit greșit, de aici încolo a rămas paralizat. Și spuneam felul următor, m-a cutremurat. Azi îl laud pe Domnul. Cred că a reușit parțial, nu vreau să greșesc, sunt ani de atunci, dar spunea că pentru mine cea mai mare binecuvântare e căruțul ăsta. Că mai bine în căruț și să laud pe Domnul decât întreg și să mă duc în iad. Frați și surori, pentru unii trebuie să vină cu tremurul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să poată să le vorbească. Despre Israel spunea odată, despre Iuda, am ademenit un pustiu ca să pot să-i vorbesc, căci odată suntem prea stăpâni pe noi, suntem prea tari, suntem prea frumoși, știm prea multe și atunci Dumnezeu își trage mâna pentru o clipă și ne dăm seama că suntem nimic. Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute în seara asta, să-L urmăm pe Dumnezeu întregi, teferi, în mijlocul întregii noastre agoniseli, să nu trebuiască ca Dumnezeu să spulbere tot. Am dat-o pe seama comuniștilor și am spus că ne puneau să lucrăm sâmbăta și duminica, acum o facem singuri, câteodată nu mai știm să ne oprim. De ce? Pentru că vrem să adunăm, să adunăm și să adunăm. Și auzeam tot astăzi venind încoace o predică a fratelui Hozan. Noi spunem că avem casă, nu casă ne are pe noi. Casă ne are pe noi că ne-au făcut slugi și slugile să mai schimbă ca să rămâne tot acolo. Și câteodată lucrurile care le-am considerat binecuvântări devin poveri în viața noastră. Nu-i mai bine să-L urmăm pe Domnul? Și mă apropii de încheiere, dragii mei. Acolo bărbatul acesta a vrut să-și pună capăt zilelor, dar Pavel a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău, suntem cu toți aici. Dragi prieteni, uitați ce înseamnă pocăința, îi simplă, nu-i multă filozofie. Spune cuvântul Domnului, atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și tremurând de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila, i-a scos afară și le-a zis. Și uitați dumneavoastră cât de elegant lucrează Domnul. Prima dată schimbă vorbirea. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuiți? Încerc să-mi imaginez cum i-a primit când au intrat în pușcărie și cum i-a scos. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Păi când te întâlnești cu Iisus Hristos, prima dată se schimbă vorba. Apoi, spune cuvântul Domnului,
Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. I-au vestit cuvântul Domnului, atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Pavel i-a luat cu el chiar în ceasul acela de noapte. Le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. În cazul lui Zacheu, fără să-i spună Domnul nimic, numai simpla întâlnire cu Iisus Hristos: Doamne, averea o dau jumătate săracilor. Erau săraci și până atunci în Erihon, dar Zacheu nu i-a văzut. Și mai era ceva: dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrit. Aici, temnicerul întâi a spălat rănile pe care le-a făcut și după asta a fost botezat. Oameni buni, pocăința asta înseamnă, e simplă, noi o complicăm. Pocăința înseamnă să crezi în Domnul Iisus, dar când crezi în El, când te întâlnești pentru faptul că Iisus a intrat în viața ta, nu mai poți să fii același om. Să face curat în afacerile tale, în relațiile tale interumane, nu trebuie să predici atât de mult, cât trebuie să trăiești frumos. Și când trăiești frumos, simpla ta vorbă, simplă de tot, atinge inima. Și eu mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Încheierea este clară. După ce i-a dus acasă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Frați creștini care v-ați pierdut bucuria, întrebați-vă dacă Iisus mai este în casa voastră, dacă Iisus mai este în inima voastră. Când Iisus locuiește pe deplin într-o inimă, și dacă e necaz, știe că Domnul e în control. Și dacă ești la spital, Domnul e tot acolo. Și dacă cineva vine și te calcă pe bătătură, Domnul nu întors capul, ci El este tot acolo. Mă rog din toată inima ca Domnul să pună bucuria mântuirii în fiecare dintre noi. Și nu uitați, eu și tu, nu așteptați mulțimi, ci lăsați ca Duhul Sfânt să vă vorbească. Identificați oamenii care au nevoie de voi. Nu cuvinte multe, dragoste multă, arătată. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul. Mă bucur de frații ăștia care au cântat. Ăștia știu să pună și gresie și ei mă înțeleg. Știu să facă și alte lucruri. Și apoi știu să și slujească în biserică. Cei care calcă de două ori într-un loc, în astea pământești, calcă de patru ori în cele spirituale. Și cine nu-i credincios în lucrurile mici, nu va fi credincios. Nu îi se vor încredința lucrurile mari. Eu mă rog ca Domnul să ne facă oameni în societate, să ne facă oameni de caracter, să ne facă copii al lui Dumnezeu, care să fim plini de bucuria faptului că Iisus Hristos ne-a mântuit. Și bucuria asta să dea pe deasupra. Amin. Amin.